mine când atât sună. E prima zi de școală. Hai, da. Narcisa, de mai zin o dată, nici că cade analiza nu rămâne. Din tine în 5 minute să zici jos. De halipă, păi da-te jos, jos, că e prima zi de școală, ne faci de râs și întârzi, jos, am e tu că eu m-am trezit din la 3 să pregătesc hainele și merindea, jos, nu n-o, lasă că, stai să huchești tatu, băi, oa. Hai, Coco, eu ți-am trimis și eu ți-am adus hainele. Este mândre, în prima zi de școală să mi-am îmbrăcat mândru cele mai faine haine. Să te îmbrăci, ce să faci? Să te îmbrăci, e prima zi de școală, nu mă fac de râs. Amereți să vede buricul. Bine. Coco, aici carte, ai parte. Și dacă faci studiu, să ajungi departe în viață. Mă tot fără studii, ești la 2000 de kilometri de casă. Marea mâine ta, ia mă în bășcălie, eu îți pregătesc gentuca, merindiuca, ține aici așa ni. Dar ce ne-ai pus în geantă? Ce dă tu în pline lucrurile mele? Cum ce ți-am pus, o porăi mațăle, mă fac de râs! Ce să fac? Rizăte, zgâiete! Tu vrei să râdă cu legiul de tine? Dar ce mi-ai venit? Cum ce ți-a pus meringhe? Nu și ceapă, Doamne! Păi hai, Coco, dar adică cum? Dacă merg la școală, nu trebuie să mănânci? Doamne, fer, lasă-mi! Ce, Doamne, fer? Coco, te-o țocorăi masăle și mor râde oamenii, ori merea acasă coconii și ori zice la familie că țocorăi masăle. N-am avut ce să-ți pun de mâncare. Ia aici și umflă-ți mațul. Nu sta plământă, nu te putea concentra. Ai pus de mâncare și mi-ai scos caietele. Pe normal, aia este să fie mațul plin, că nu te poți concentra cu el gol. Pune, că îi zinea acasă plământă. Lasă, mănânc pe dumneata. Că eu am mâncat de dimineață, eu am mâncat mațul gol. Tu, pe vremea mea, aia asta, cu aia asta mărți la școală, cu ptită cu un soare și cu ceapă și vegeta și ptită cu slănină. Vorbim. Păi cu urmări merg la școală! Pa! Treci înapoi, mai rea mâine ta cronică! Ia cu eringhea! M-a chinuit de azi noapte să te pregătesc! Nărească zi tu acasă, mi-o de cu jocul tău! Dată telefonul! Mamă. Ce fain stă așa, așa. Dar ce să-i spun, că a fost furtună? Ce nu? Hai, tu mai fuga, tu cronică! Păi mă sună să-i trimă poză. O zis că mă sună mincinaș. Da bine, nu? Ni. Ce număr a... 380... Credeți că e linia fierbinte? Cine știe? Stai că-i răspund pe asta. Alo! Da. Dar cum îi? Tu, așa că e caldă apa aici unde se înduhai tu, că m-am opărit, tată. Serios, că nu mai trebuie să mă defilez. Că tată hug m-am ca porcul când îmi bagi. Hai să mă duc să spăl pinele. Că ta! Aici așa o servitoare de aceea, nu știu ce limbă greie, dar eu nu înțeleg. Amu, tu ți-am trimis pozele, dar bine am semnal. Dar na, tu a fost o furtună pe aici că s-a îmburdat palmierii, tu am stat la umbră și eu acolo în jacuzzi. Ți-am făcut poză, așa, au pulbucii, auzi? Da, sunt jacuzzi, tu mă relaxezi, domne. Ion, da, Ion, ce? Că Ion m-a trimis singură, tu, eu m-am măritat bine, tu. Cum să zici, cum să grea tu pe engleză să-i zic la ce e să tacă din gură, că eu grez la telefon cu prietina mea? Șarapte! Am zis bine, nu? Ce o zis așa, o zis că holgoște, o zis că să zice pe engleză să taci din gură. Așa e, Holgoș. No, Holgoș, vorbesc cu prietena mea care este în Caraibe, au zis. No, tu, uite-te, că cred că ți-au adus pozele, tu. Serios, no, dai vedea că s-au îmburdat, da. Vedea și ți-am făcut și la bulbuci și la palmier, tu ce stau la umbră, mă relaxez, de domne.
Da, ne auzim, salut, Maria, mie, dacă voi înneca aici, e furtună. Tu, Cronica, ai făcut poză? Primete-i-le, că mai faci și de, că mi-am spus că sunt duhaine, tata, m-am opărit, am uionul meu de sară, mănâncă slănină opărită. Hai, ma, dar ce lucruri? Alo? Cu mine vrei? Dar cu cine? Dar tu nu vezi ce lucru? Pe ce lucre? Vopsesc! Păi cu ce pensulă vopsești? Păi cu pensulă, dar ce ești chioră? Dar ce faci cu aceea? Ce fac? Muruiesc aici așa, ce fac? Păi mi-o dat atât de lucru să vopsesc și bine-o făcut că mi-o dat. Cozinit zice, dar n-ai gătat de vopsit. Păi zic, dar unde te păzești? Păi tu știi că astăzi e ziua lui mama. Și zic, ce propui? Păi să mergi să-i cumperi o ricea să merem pe la ea. Zic, stai măi, omule, să ne lămurim. Trebuie să gați de vopsă, că nu pot să las așa. Și apoi mă ocup de măta. Așa că, draga mea, eu vopsesc până gat de vopsit. E a doua mână, trebuie peste tot. S-a trecut ziua la socra și am scăpat și ieftin. Și pe bună dreptate, că el mi-o dat de lucru. Așa că socră până la anul și pe la anul trebuie să vopsăm iară, că să murdăresc. Și asta e. Așa că e exemplu, draga mami, pe când îi avea socră. Știi? Și așa când ai, vezi, pensule de astea, de la ochi, de la... Să nu le arunci, că ți-s bune să vopsești de ziua lui socră ta. Scur, da, la treabă să ai. Mulțam, fain, uite aici așa. Doamne fer, da bine mere, ioi. Cred că m-ai apucat și-ai cântat și la mulți ani. Mulți ani trăiască, socră să trăiască, socră la mulți. Mai ești gata odată? Băi, o doamnă, e timp să se gate. Tu ai vrut să fiu doamnă. Tu m-ai trimis la aranjat că-i nuntă la tine în sat. No, îți place? Ce zici? Unde Dumnezeu mi-e așa? Așa cum? Păi bine, dar păi așa cum te-ai îmbrăcat tu, deja te-s cuciu să umblei numai val. Adică cuciu? Păi bine, ne-au dat mulți cuci, dar nu te uita, că așa mi-ai se duce. Să s-o trezit cucul la mine! Nu-i voie să zice așa, că pe măgură s-o grămadă de cuci, că nu-mi tă neud. Și ce? Adică ce propui? Nu tu ai vrut, nu tu nu m-ai trimis să mă aranjez, că să siu și eu ca tăche femeile, că nu-mi tă la tine în sat, amu, ce nu-ți convine? Cum nu? Bă-s faină ori nu-s faină? Adică trebuie să mă duc să mă știm. E normal, să-ți iei 8-5 și să-ți iei una alta. Păi nu, din nou, de la 8-5 mai pot să mă plec așa. N-avea aia, reșuzmele, eu după 8-5 te-am trimis. Tu grăiești serios? Mm-hmm. Doamne fer, nu, mă duc și mă schimb apoi să nu cânt e cuci. Doamne fer, mama lor e cuci, s-o trezit cucul lui Ion după 20 de ani. Băi, femeie, ești gata? Ce faci? Păi să gata nunta. Să mă schimb la comandă cum vrei tu. Cu tine nici cum nu-i bine. Na, amu-i bine? Ce Dumnezeu te-a amunuț să scoală cucu. Amunuț cântă cucu-i bine, amu? Amunuț numai șarpele dacă îl mai scos tu din coif. De unde? Din coif. Adică amu cum arăt, cum sunt îmbrăcată, numai șarpele de sătâră, așa-i? Normal. Și acela nu-i risc să mă muști, așa-i? Nu, nu, că să trebuie să încerc. Da, eu nu. N-o lasă, că tu m-ai pus să mă duc, să mă aranjez și cu tine nu-i bine nici când. N-o lasă, că trezesc eu și șarpele și ai să vezi că cel mai mare șarpe o să trezesc și așa. N-o hai să merem odată, că ți se gata nunta în sat. Păși? Așa trebuie, hai. Alo, dar ce faci, măioa? Băioa, atâta zi săraci aici, Tunisia, domne fer, lumea zice că România nu știu cum e, aici nici haine să se îmbrăce n-au, măioa, numai cu o oață în cur îmbla aici pe plaja aia, adică pe nisip, mă, și i-a dat Dumnezeu atâta bogăție, nisip cât vrei, măiua, apă la ei nu-i săcetă, domne, feri cât apă. Dar săraci nu știu să o folosească, că ar putea să vândă nisipul, mă, să-și iei haine, măi, o nu cum eu. Și știi ce? Deștiem, punem în traistă niște cucuruți, mă.
Păi ăștia n-au nici cucuruț desert, măioa, tu-ți dai seama să zi la mare să nu mănânci tu cucuruț desert, măioa. Fie mai zin, hainele cele ce le-am strâns noi în pod, le pun în traistă și le aduc lor și în traista lui Narcisa punem cucuruț, că nu se poate la mare fără cucuruț desert. Doamne ferferace, atât am e de milă de ei, că mi-au zis să-mi dau jos crincile și obțincile, să li le dau lor săraci să se îmbrățe, că e zine o furtună, un vânt, o ceva, îi e vântul, că fai de mine. Da, așa e fain, no, n-ai ce zice, no. Apă, multă, nisip, păcat că n-am luat niște sticle să duc și acasă, că-i sărată, pune slănina în slatină, dar data viitoare în eu. Na, bine mă, eu nu, să ai grijă de tine, că eu am aici, m-am îmbrăcat bine, nu mi-e frig, na. Pusipa, la revedere, eu nu cum eu.